Dorința de a pune în aplicare proiecte importante care să crească nivelul de trai din municipiul Giurgiu l-a determinat pe Nicolae Florian să aleagă calea administrației publice. Candidatul PNL la primăria Giurgiu își dorește ca pe parcursul campaniei electorale să intre în dialog cu majoritatea giurgiuvenilor pentru a le prezenta planul de dezvoltare a orașului al echipei liberale bazat pe proiecte serioase. Duminică, Nicolae Florian și staful de campanie au mers din nou în cartierul Tineretului. Aici, micii producători din Piața Volantă s-au plâns de condițiile în care sunt nevoiți să își vândă marfa. Domnul Marice, prima dată ați fost cu noi, acum sunt și eu tot cu dumneavoastră, ne-am schimbat partidile. E, niciodată nu se schimbă care face în piață că vreau asta, că nu vreau. Aceeași botetă, și acum 20 de ani, și acum 5 ani, vine unul cu 3 lulele de ceapă, ia, hai, dă-i drum. Vine ăla în piață, mafiotul ăla care are tarabe câte 10 tone de ia de acolo de la depozit. Păi asta nu e... Deci eu vreau să vă încurajez pe voi, producătorii... Eu nu sunt producător, ca să fiu eu producător. Să vă încurajez pe voi. Micul producător. Da, micii producători. Și să spun de ce. Pentru că voi meritați și voi, la rândul vostru, să vă câștigați existența. Că dacă aveai, nu stai pe piață. O problemă arzătoare a locuitorilor din cartierul Tineretului este și bazinul de colectare a apei pluviale, în care, de fapt, se descarcă și apa menajeră din subsolurile blocurilor. Oamenii se plâng că, din această cauză, în zonă mereu miroase urât. Candidatul liberal la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, a identificat o soluție în acest caz, și anume realizarea unei parcări supraetajate, care ar rezolva și problema locurilor de parcare în cartier. Asta e greu și de curățat. Păi. Pentru că el periodic tot vin și bagă tractor aici și se strânge. În afară de asta, ce curge acolo nu e numai apă pluvială, că pentru asta a fost făcut. Aia e canalizarea aia care vine de la WC-uri, că miroase aici câteodată și nu câteodată frecvent. Chiar și la momentul ăsta. Asta curge în el. Se pare că undeva canalizarea e de vină. Știu treaba asta, că am stat în blocul 9 aici. Eu aici stau în 9. Păi, și eu am stat în 9 la scara a 3-a, de aici încolo. Scara B. Deci, o parcare etajată aici ar rezolva problema, pentru că o să închidem lateralele să nu mai miroasă și dăm preluarea. În tirajul natural dăm undeva pe coș care să-l punem deasupra. Da? Ar fi bine. Bun, odată. Dar asta nu înseamnă că rezolvă problema preluării apei menajere. Apa menajeră o rezolvăm prin rețeaua asta, prin societatea asta, da, pe canal Apa Service, în care să ducă apa menajeră la locul ei și apa pluvială să vină aici. Nicolae Florian este apreciat de giurgiuvenii din cartierul Tineretului, mai ales prin prisma acțiunilor de igienizare a subsolurilor blocurilor pe care le-a întreprins cu fonduri proprii și datorită donațiilor pentru reconstruirea Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni. De asemenea, aprecierile oamenilor sunt și pentru afacerea pe care Nicolae Florian a dezvoltat-o înainte de a deveni deputat, firma de pază destul de bine cunoscută de giurgiuveni. De aceea, oamenii au încredere în candidatul PNL la funcția de primar al municipiului că va reuși atragerea de investitori în Giurgiu, obiectiv ratat de actuala conducere a primăriei. Domnul primar, când a fost acum 4 ani în urmă, a venit și ne-a spus că o să aducă un mare investitor de vopseluri și încă un investitor de pe vremea domnului Iliescu, care i-a cerut jumătate, actualul senator de domnul Iliescu, de la calorifere de la București, de la italian. Știu din sursă sigură, pentru că acolo am lucrat o perioadă foarte mare de ani de zile. A venit domnul primar al nostru actual, pe care îl avem, și a spus că nu e nicio problemă, o să-i facă facilități. Avem transport pe Dunăre, avem o grămadă de minunății. Un investitor nu a adus, doi primari. Poate dacă dumneavoastră veniți, și domnul primar când a venit a zis, domnule, eu am business-ul meu, știți, cu butelii, cu minunății și fac și știu business. Măcar dumneavoastră, că sunteți de-al nostru, că ăla e de acolo. Și a zis, nu contează, sunt giurgiuveni și sunt pentru voi giurgiuveni.
O altă nemulțumire a giurgiuvenilor vizează transportul în comun. Unii dintre ei spun că firma care are contract cu primăria pentru transportul public nu deține autobuze care să asigure călătorii în condiții bune. Giurgiuvenii vor să nu mai stea înghesuiți în microbuze și să li se ofere gratuitate și elevilor. Deplasarea candidatului PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, și discuțiile cu oamenii au continuat duminică pe șoseaua București și s-au încheiat tot la blocurile din cartierul Tineretului.